Acum. Dar de ce ai îngenunchiat, baby? Ai venit pe ora de rugăciune sau? Sunt ghid turistic astăzi. Prezentăm grădina botanică din Câmpina. Aha. Cu papucii lângă ea. Uite, îți place ce pantalonaș mi-a luat de la chinez? Da, sunt din Wuhan sau de Da, unde? pantalon. Stai să mă ridic, sunt pantalonaș Așa, scurt. gata, rugăciunea s-a terminat. Așa, vreau să vă prezint aici Ce e ma asta? garoafa fericirii. Oh. Da, este agățătoare. Ce în turistă de asta, hă? Da, este din asta cățărătoare. Cățărătoare. Nu trebuie udată, nu trebuie să lăsați cheia la vecin să vină să vi le ude. Că citi aseară pe Facebook că cine are flori din astea naturale trebuie să cheme vreun vecin să lase cheia. Lăbuțele goale. Da, lăbuțele goale. Asta este un hanorac nou. Așa, stai. Și asta v-am arătat-o, da? E din aia bijuterii scumpe, bineînțeles. Cât ai dat pe ea? E, nu spui. Asta nu-s alea pentru copii de grădiniță? E, nu spui cât am dat, că brățărica și cu hanoracul în total fac 6 lei. Așa da? Pantalonii sunt mai scumpi că i-am luat de Cumpărături la chinez. inteligente de la Puiulete Corporation. Și Ce faci, mă, te dezbraci? un pic așa ți arăt. Nu scoate bățâța, bă! Nu, un pic așa ți arăt. Asta este un maieuț, nu dau mai jos. Și pe la tot așa ai dat, hă? Nu e de la 3 lei, ăsta maiuțul e 8 lei. Uhuhu! Deja e scump. Ce de bani ai spart! Da, și pantalonașii ăștia sunt de la chinezi. Tot de la chinezi? Da, de stat în casă, Ești chinezoaică toată, nu? de dormi cu ei, diverse. De cu ei, nu? Multe cu ei. Multe faci cu pantalonașii. Cu ei, pe ei, în ei, hă? Și pentru că avem O să filmăm grădina botanică. da, pentru că avem aerul condiționat pornit tot timpul, am zis că să pună pe mine hanoracul ăsta scump. Asta scump. Da. Păi e scump față de alte chestii de 1 leu, 2, Da, 8, 8 3 lei. lei, 3 lei deja. Este o adevărată avere, adică Am asta fost, e 3 lei. da, am fost la noi aici în oraș, sunt magazine din astea cu promoții, haine aduse din import și le dă la 2 lei, 3 lei, 1 leu. Și am fost și eu pe acolo și am luat și De care-i ce nu, eh? problema. Păi da, zău, am la 3 lei, uite ce lucruri bune, na. Îți dai seama că la prețul ăsta poți să faci o haină de unică folosință, o porți câteva zile și o Nu arunci? e rum, nu e nimic. Am luat și tricouțe de acolo și bluzițe. O să vi le arăt eu, că le-am spălat. A, dacă tot... lasă că... Îți dai seama că ne ții o pizza de 25 de lei, sunt 25 de haine, dar de 1 leu. Dacă nu te uiți așa cum am aici în grădina botanică, să-ți arăt doar ce... Așa, repede. Hai să vedem ce floricele de plastic am cumpărat astăzi și le-am pus pe aici, pe la geam. Am așezat și cu din astea croșetate de mine. Uite. Și asta așa am îndoit-o. Le-am pus pur și simplu pe geam, da? Ne-am agățat pe geam. Și astea de aici le-am îndoit așa cotițele și le-am pus, sunt croșetate de mine astea. Și stai să vedem o garoafă albă. Bun, și iasămia de plastic și ia ca ce floricele drăguțe am prin casă și nu trebuie să le ud. Uite și peretele ăsta acum l-am ornat cu tot felul de chestii.
croșetate. Și cam asta e. Sper să vă placă. Ce faci, mă, acolo? Uite, lipești făr pe geam? Deschid grădina botanică din Câmpina. Asomii. Ce bine e asta. Bă, că ai și ghiveci profesional cu orez. Da, uite. Să punem iasomia asta așa. Ce ai făcut mai aici? Uite, am cumpărat niște daste. Iasomia, uite, pun așa. Răspirată. Și cu jucările astea ce e? Avem un copil mic pe aici? De la Bunorama. De obicei cine are copii de grădiniță sau școală, primar, așa, are astfel de jucărele întinse prin casă? Da. Păi uite ce să vezi acum, dacă tot ai apucat să mai filmezi, să povestim care este treaba. Am vrut să plecăm în vacanță prin țară, Timișoara, Costinești. Și deci ce n-am fost? Că văd sacii pregătiți. Păi și n-am fost, nu. A fost o vacanță în stil motănel amuzantă. Ne-am răzgândit. Am pregătit totul și după aia am zis nu mai mergem. Nu mai mergem, da. Mai bine ne cumpărăm diverse lucruri. Da. Și gata. Spre exemplu, hăinuțe. Uite, stai că a căzut asta botanică de aici. Asta este floarea succesului. Ia uite ce e aici, peste tot. Asta e floarea succesului. Așa se numește, că n-are denumire. Și acum o să merg să mă spăl pe mânuțe, că nu cresc cu scoci. Așa, și după aia mi-s ochii roșii.